Compania aeriană FlyOne introduce reguli drastice pentru pasagerii curselor Erevan-Chișinău. Potrivit comunicatului, asta se face în contextul evenimentelor recente care au afectat siguranța și securitatea zborurilor, dar și confortul călătorilor. Se menționează că măsurile vor susține eforturile instituțiilor statului în lupta împotriva migrației ilegale, terorismului și altor activități ilicite ce amenință ordinea constituțională. Principalele modificări țin de verificarea pasagerilor. Compania spune că lista acestora va fi transmisă autorităților competente din Moldova până la decolare. Acestea vor efectua verificări suplimentare până la decolare și aterizare pentru a identifica și preveni orice risc potențial de securitate. Doar călătorii care au primit confirmarea că sunt admiși la zbor vor putea continua deplasarea. Cei refuzați sau considerați non grata nu vor putea să-și continue drumul și nu le va fi rambursată contravaloarea biletului achiziționat. Se menționează că în Erevan toți pasagerii vor fi supuși unui control de securitate suplimentar la trecerea frontierei de stat și sau la îmbarcarea în aeronavă. Este instituită și o limită de transportare a numerarului la bordul aeronavelor FlyOne la cursele Erevan-Chișinău în valoare de 3.000 de dolari sau echivalentul acestei sume în orice valută. Călătorii care dețin mai mult de echivalentul la 3.000 de dolari în numerar și nu pot justifica proveniența banilor, nu-și vor putea continua deplasarea, avertizează compania. Asta deși conform legislației moldovenești, trebuie declarată doar suma care depășește 10.000 de dolari. FlyOne a precizat că proveniența banilor poate fi confirmată prin documente oficiale emise de autoritățile de stat, angajator, contracte de vânzare, cumpărare, etc. Se menționează că toți pasagerii vor completa un formular prin care vor declara suma de bani pe care o dețin la traversarea frontierei. Pasagerii sunt rugați să fie prezenți la aeroport cu cel puțin 4 ore înainte de decolare pentru a putea parcurge toate formalitățile de securitate. Compania aeriană FlyOne spune că aceste măsuri sunt esențiale pentru a preveni utilizarea teritoriului național pentru activități extremiste, teroriste sau subversive, care ar putea destabiliza ordinea constituțională și securitatea statului. De asemenea, măsurile sunt menite să asigure respectarea normelor legale și să prevină activitățile ilegale. Departamentul marketing al FlyOne a promis detalii pentru Canal 5, în special de ce noile reguli au fost introduse doar pentru pasagerii acestor curse și de ce banii pentru bilete nu vor fi rambursați celor care nu vor fi lăsați la bord. Dar până la momentul editării acestui material n-am primit răspuns. Pentru Mega TV, președintele Consiliului de Administrație FlyOne, Vladimir Cebotari, a spus că noile măsuri au fost introduse la recomandarea autorităților. Fostul judecător din partea Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Stanislav Pavlovski, spune că introducerea unor reguli noi, fără modificarea legislației, este inacceptabilă. Авиакомпания, она не может вводить новые таможенные правила. Для этого должны быть Compania aeriană nu poate introduce noi reguli vamale. Pentru asta trebuie aduse modificări codului vamal. Dacă Parlamentul a făcut asta, este dreptul suveran al statului. Dar acest lucru ar trebui să se aplice nu doar pasagerilor unei anumite destinații, ci tuturor în mod egal. Eu personal cred că asta este o ingerință neîntemeiată în viața privată a omului. Canal 5 a solicitat un comentariu de la Poliția de Frontieră. Purtătorul de cuvânt Raisa Novitski a spus că nu știe nimic despre inovațiile de la FlyOne. Reprezentanta serviciului Vamal, Tatiana Șompol, nu ne-a răspuns la telefon și mesaje. De menționat că în ultima perioadă pasagerii cursei Erevan-Chișinău se confruntă frecvent cu probleme. Amintim că în aeroport au avut loc rețineri și scandaluri deoarece pasagerii erau supuși controalelor îndelungate și ținuți ore în șir în aerogară, fără a le fi oferite explicații. Unora le-au fost luați banii și telefoanele. Oamenii care s-au pomenit în această situație s-au plâns că polițiștii de frontieră acționau brutal. Oamenii legii au negat orice acuzație și au subliniat că acționează strict în limitele legii. Menționăm că zborul Erevan este deosebit de popular printre compatrioții noștri care revin din Rusia.